Bună ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Candidata Partidului Șor, în adresa căreia sunt acuzații de corupere a alegătorilor, câștigă alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, arată rezultatele preliminare anunțate de Comisia Electorală din regiune. După 30 de ani, Republica Moldova se retrage din CSI, a anunțat astăzi președintele Parlamentului. Noi nu mai putem sta la o masă de discuții cu un stat agresor. Șoferul care a provocat cumplitul accident de ieri de lângă Băcioi, în urma căruia au murit 3 persoane, a urcat băut la volan, anunță poliția. Bărbatul a fost reținut. Candidatul Partidului Șor, Evgenia Aguțul, asupra căreia planează suspiciuni de corupere a alegătorilor, câștigă scrutinul din autonomia găgăuză. Potrivit rezultatelor preliminare, ea a obținut peste 52% din voturi, devastând candidatul susținut de socialiști Grigori Uzun. Comisia Electorală din regiune anunță că toate voturile vor fi numărate până la ora 21, iar ulterior actele pentru validarea rezultatelor vor fi transmise la Curtea de Apel din Comrat, care trebuie să se pronunțe. Potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală de la Comrat, Evgenia Aguțul, candidat din partea Partidului Șor, liderul căruia este condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul furtului miliardului, ar putea fi noul bașcan al autonomiei găgăuze, acumulând peste 50% din sufragii. Candidatul socialiștilor, care se declara independent, a acumulat aproape 48% din voturi. De altfel, acesta și-a recunoscut deja înfrângerea, postând un mesaj scurt pe pagina sa de Facebook seara, aproape de miezul nopții. Я уважаю выбор гагаузского избирателя. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех жителей гагаузской автономии, которые поверили в меня и мою команду. Отдельно хочу поблагодарить всю свою огромную команду. На данном этапе от дальнейших комментариев я воздержусь. Candidatul Partidului Șor, în adresa căruia sunt acuzații de corupere a alegătorilor și alte încălcări admise în campanie, își celebrează victoria. Victoria de astăzi este victoria întregii autonomii găgăuze și începutul transformării acesteia într-un tărâm de vis, a scris Evgenia Aguțul pe pagina sa de Facebook. Comisia Electorală din Găgăuzie anunță că toate voturile vor fi numărate până astăzi la ora 21, iar ulterior documentele cu rezultatele finale vor fi transmise la Curtea de Apel din Comrat pentru validare. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată rezultatele, iar președintele Parlamentului a declarat că vor veni cu o reacție după validarea rezultatelor. În ultimele 2 săptămâni, organele de drept au efectuat mai multe percheziții în cadrul unui dosar privind coruperea alegătorilor de către reprezentanții Partidului Șor pentru a-i determina să o voteze pe Evgenia Aguțul la aceste alegeri. Potrivit probelor acumulate, Aguțul, dar și reprezentanții staffului său, ar fi acceptat bani din partea unui grup criminal organizat, pe care i-a utilizat pentru remunerarea activiștilor implicați în campania electorală, dar și pentru mituirea alegătorilor și transportarea acestora organizat la secțiile de votare. Mai exact, pentru un număr de 30 de alegători care o votau pe Guțul, fiecare activist ar fi primit câte 15.000 de lei. Acum o săptămână, poliția și Comisia Electorală Centrală de la Chișinău au sesizat reprezentanții autorității electorale din Găgăuzia cu privire la încălcările admise de Guțul, dar cei de acolo au spus că nu este de competența lor să se pronunțe asupra cauzelor penale și că judecătorii ar trebui să iau o decizie în acest sens. Potrivit rapoartelor oficiale declarate la CEC, Evgenia Aguțul ar fi cheltuit în această campanie electorală cei mai mulți bani față de ceilalți candidați. Aceasta a indicat o sumă de aproape 2 milioane de lei, dar experții afirmă că sumele ar fi mult mai mari și că doar pentru artiștii ruși implicați în campanie, Partidul Șor ar fi plătit peste 6 milioane de lei. După o pauză de 2 zile, Curtea Constituțională a reluat ședința la care examinează sesizarea Guvernului privind scoaterea Partidului Șor în afara legii. Astăzi, avocații formațiunii urmează să răspundă la întrebările reprezentanților executivului și a judecătorilor. În debutul ședinței, magistrații au examinat materiale video prezentate drept probe de Partidul Șor, iar acum se află în deliberări. Și la ședința de astăzi este prezentă Marina Tauber, care acum se află în arest la domiciliu, fiind cercetată penal. Sesizarea pentru verificarea constituționalității Partidului Șor a fost depusă de reprezentanții guvernului în noiembrie anul trecut. Formațiunea a declarat că sesizarea este ilegală.
Mai multe străzi din capitală au fost închise ieri în jur de 3 ore, timp în care forțele de securitate au făcut o repetiție generală pentru summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc pe 1 iunie în țara noastră. Peste 25 de coloane oficiale au participat la exerciții. Pe ce străzi va fi restricționat traficul în ziua marelui eveniment politic? Aflați în câteva minute. După 30 de ani, Republica Moldova se retrage din CSI. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, care spune că decizia de denunțare a Convenției cu privire la Comunitatea Statelor Independente a fost luată după mai multe discuții, inclusiv cu președintele Maia Sandu și cu șeful executivului Dorin Recean. Igor Grosu a criticat Rusia, numind o țară agresor, și a precizat că procedura de retragere din CSI va dura câteva săptămâni. În calitate de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, după mai multe discuții cu cetățenii, în cadrul vizitelor din teritorii, după discuții în cadrul fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate, după consultări cu președinta Maia Sandu și reprezentanții guvernului, anunț că am luat decizia de a iniția procedura de retragere a Republicii Moldova din acordul privind adunarea interparlamentară a Comunității Statelor Independente. Guvernul urmează să pregătească o inițiativă legislativă privind denunțarea Convenției cu privire la adunarea interparlamentară a statelor membre ale CSI din 17 martie 1998 și să o trimită Parlamentului, iar majoritatea PAS va vota pentru, spune Grosu. CSI este o organizație creată de Rusia pe ruinile URSS pentru a menține țările ex-sovietice în sfera sa de influență. Noi nu mai putem sta la o masă de discuții cu un stat agresor. Ce poate urma? Ce mai rău mai pot să ne facă ei oare nouă? Da, ei cred că ne-au făcut tot răul care au putut să-l facă până acum. Noi am spus-o clar, dorim și așa și o să facem, să fim parte dintr-o lume a păcii, dintr-o lume civilizată. Nu din lumea războiului, morții, sărăcii și agresiunii. Șeful legislativului a declarat că Moldova nu vrea să facă parte din planul Kremlinului de refacere a Uniunii Sovietice și că acest acord nu a adus niciun beneficiu pentru țara noastră, în special în ultimii ani. Aflarea Republicii Moldova în structurile CSI nu ne-a ajutat să rezolvăm conflictul transnistrean, nu ne-a ajutat să scoatem armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova, nu ne-au ferit de embargouri economice în cele mai complicate vremuri. Aflarea în CSI nu ne-a ferit de șantajul energetic în plină iarnă. Reacțiile de la Moscova nu au întârziat să apară. Imediat după anunțul făcut de Igor Grosu, unii oficiali ruși s-au dat cu părerea, spunând că această decizie este un joc politic al conducerii de la Chișinău, iar alții susțin că retragerea Republicii Moldova din CSI va provoca pagube economice țării noastre. Comunitatea Statelor Independente a fost creată la sfârșitul anului 1991, imediat după destrămarea Uniunii Sovietice. Inițial, din comunitate făceau parte toate statele ex-sovietice, în afară de cele trei țări baltice, Estonia, Letonia și Lituania. Ulterior, structura a început să-și piardă influența. În 2008 s-a retras Georgia, iar în 2014 Ucraina. Cele două state au părăsit CSI după ce au fost atacate militar de către Rusia. Șoferul care a provocat accidentul produs ieri în apropiere de Băcioi, soldat cu 3 persoane decedate, era în stare de ebrietate. Mai multe detalii are colega noastră, Francesca Gândea. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Daniela, bună ziua tuturor. Polițiștii au venit astăzi cu mai multe detalii despre accidentul de aseară și au stabilit că în momentul impactului dintre cele două mașini, șoferul mașinii de model Audi era beat. Bărbatul în vârstă de 33 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost deschisă o cauză penală. Cumplitul accident a avut loc aseară pe traseul M3 între localitățile Băcioi și Răzeni. În urma impactului, ambele autoturisme au fost practic distruse.
trei persoane au decedat, fiind vorba despre pasagerii din Renault, doi tineri în vârstă de 24 de ani și o tânără în vârstă de 23 de ani. Șoferul în vârstă de 24 de ani din Renault și doi pasageri din Audi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Astăzi, reprezentanții de acolo nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune care este starea acestora. Acestea sunt informațiile. Daniela. Francesca, îți mulțumesc. Salariile mai multor demnitari ar putea fi majorate în viitorul apropiat, dar nu și cele ale președintelui, prim-ministrului și președintelui Parlamentului. Despre asta spun că discută reprezentanții conducerii de vârf a țării, precizând că miniștrii, șefii de agenții, dar și alți angajați din sectorul public, care gestionează domenii importante, trebuie să fie remunerați corespunzător muncii pe care o fac. Și experții vorbesc despre necesitatea majorării salariilor în sectorul public, mai ales acum, când suntem în proces de pregătire pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE, care presupune un volum mare de lucru și pentru care e nevoie de profesioniști calificați. Guvernul are obligația să majoreze salariile în administrația centrală de nivelul 2 și locală. Trebuie să facem acest lucru, trebuie să o privim ca și o investiție. Pentru ministere, pentru funcționari care sunt implicați, iată, spre exemplu, în procesul de aproximare a legislației, da, noi trebuie să găsim bani și să-i motivăm dacă vrem să avem legi bune. Când exact urmează să se întâmple acest lucru, nu este clar, acum subiectul fiind doar la nivel de discuții, spune Igor Grosu. Șeful legislativului a subliniat însă că primele persoane în stat nu sunt vizate. Președintele, prim-ministru și președintele Parlamentului nu o să aibă salarii mai mari. Asta în condițiile în care declarația de avere a șefei statului de anul acesta a stârnit discuții în rândul societății civile. A atras atenția în mod special faptul că președintele aproape că și-a epuizat rezervele financiare de peste 2000 de dolari pe care le avea atunci când a venit în această funcție. Banii agonisiți în Statele Unite s-au cam terminat. Așa este. La un moment se termină. Da, mai aveți doar 600 de dolari din acele economii. Deja sunt mai puțin. Deja sunt mai puțin. Nu contează. Care e salariul președintelui? Salariul e 20.000 de lei și salariul pe care îl primesc pe card e 16.000. Da. Doamna președintă Sandu nu este singura în astfel de situație. Sunt mulți demnitari care au făcut afaceri, au muncit. Mulți dintre ei de peste hotare s-au întors acasă și cheltuie din rezervele sale. Valeriu Pașa susține că lucrurile ar trebui să se schimbe, mai ales având în vedere faptul că Republica Moldova trece printr-un proces amplu de multiple reforme în diferite domenii, iar pe lângă asta suntem și în proces de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană, care presupune un volum de lucru pe cât de mare, pe atât de greu. Sunt 31 de capitole, mii, zeci de mii de pagini de reguli care trebuie transpuse în legislație și apoi să ne asigurăm cum vor fi aplicați și în practică. Cineva de toată asta trebuie să se ocupe. Și avem nevoie de oameni calificați. La noi cumva avem o practică puțin vicioasă, că ministrii să aibă salarii foarte mici, ca să nu le spunem salarii simbolice. Dacă se dorește de a se ocupa o funcție de ministru, de către o persoană competentă, o persoană profesionistă, o persoană care să nu fie mai mult cu gândurile cu ce să-și întrețină familia, în mod evident, el trebuie să fie remunerat în mod corespunzător. Experții spun că astăzi funcțiile publice sunt neatractive din punct de vedere financiar, chiar și pentru cei care vor să facă o carieră. Din acest motiv, oamenii care sunt calificați aleg să meargă în mediul privat, unde au multe oportunități. Dacă noi nu o să schimbăm acum radical atitudinea, noi pur și simplu o să ratăm majoritatea reformelor. Eu consider că această investiție este necesară, este întârziată. Este primul lucru care trebuia făcut în toamna anului 2021. În ultimii 5 ani, salariile miniștrilor au fost constante, între 18 și 19 mii de lei. Anul acesta, însă, lefurile acestora au crescut la peste 27 de mii de lei brut. Șeful executivului are un salariu brut de 21 de mii de lei, ultima majorare de 1500 de lei fiind anul trecut.
Pentru prima dată după numirea sa în funcția de prim-ministru, Dorin Răcean va participa la emisiunea În profunzime din această seară. Printre prioritățile pe care le-a anunțat la depunerea jurământului se numără dezvoltarea economică, securitatea statului și disciplina în instituții. Ce a reușit să facă în aproape 100 de zile de guvernare, ne va spune astăzi, începând cu ora 21. De asemenea, Lorena Bogza va discuta cu prim-ministrul despre provocările legate de alegerile din autonomia găgăuză, reforma justiției și modul în care ne respectăm angajamentele asumate în procesul de integrare europeană. Emisiunea va fi difuzată live și pe site-ul protv.md. Accesul pe mai multe străzi din capitală a fost restricționat ieri timp de 3 ore. Asta pentru că a avut loc repetiția generală pentru summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc pe 1 iunie în țara noastră. Peste 25 de coloane oficiale au simulat deplasarea către locurile unde vor fi cazați oficialii, dar și spre Castel Mimi, acolo unde va avea loc marele eveniment politic. Exercițiul a început la ora 10. De la aeroport, cele 25 de coloane oficiale s-au deplasat spre centrul capitalei, autoritățile simulând deplasarea către locurile de cazare ale oficialilor. Apoi, coloanele au mers spre satul Bulboac, acolo unde va avea loc summitul. Traficul rutier în capital a fost redirecționat pe rute alternative, iar sectorul Buicane a fost folosit ca sector de tranzit pentru ocolirea tronsonului de străzi din sectorul Centru și Botanica, pe care a fost organizată deplasarea delegațiilor oficiale. Totodată, oamenii legii redirecționau transportul care circula din direcția orașelor Căușeni și Ștefan Vodă spre Chișinău, pe drumul național M5 sau prin comuna Calfa din Anenii Noi. Pe parcursul simulării, autoritățile din domeniul securității naționale responsabile cu organizarea summitului au testat pentru situații neprevăzute pentru 10 tipuri de posibile incidente. Exercițiile tactice au testat reacția forțelor angrenate în simulare pentru incidente de tipul producerea unui incendiu într-o benzinărie, depistarea unui obiect suspect abandonat într-o benzinărie, depistarea unui obiect care produce radiații ionizante, un accident rutier aflat pe traseul de deplasare a coloanelor oficiale și un atac cibernetic. Summitul Comunității Politice Europene va avea loc pe data de 1 iunie la Castelul Mimi din satul Bulboaca. Evenimentul, la care sunt așteptați circa 50 de președinți și șefi de guverne, va avea loc cu stricte măsuri de securitate. De exemplu, în zilele de 1 și 2 iunie, spațiul aerian al țării noastre va fi închis. Vor avea acces doar aeronavele oficiale, care îi vor aduce pe liderii străini la evenimentul la care se va discuta despre războiul din Ucraina, apărarea democrației și consolidarea securității energetice. Comunitatea politică europeană a fost creată anul trecut la inițiativa președintelui Franței. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se află într-o vizită surpriză în Marea Britanie după ce aseară a ajuns la Paris, unde s-a întâlnit cu Emmanuel Macron. În ultimele zile, Zelensky a avut întâlniri cu mai mulți lideri occidentali, vizitând Italia, Germania, Franța și Regatul Unit. Mai multe despre turneul său european aflați în jurnal. Ucrainenii avansează în Bahmut, iar contraofensiva pare să fi început. Potrivit Kievului, forțele ucrainene au reușit să mai cucerească o parte din pozițiile rușilor. Moscova susține însă că nu a pierdut niciun metru pătrat de pământ, a pierdut însă doi dintre comandanții săi. Aceștia au fost uciși ieri în timp ce respingeau atacurile din Bahmut, a precizat ministrul rus al apărării. Pe frontul din Bahmut, luptele nu contănesc o clipă. Potrivit Kievului, forțele ucrainene au capturat peste 10 poziții rusești de la periferia orașului Bahmut. În 3 zile de contraatacuri, ucrainenii au eliberat peste 16 km pătrați de teritoriu, iar odată cu aceste victorii, mai mulți soldați ruși au fost luați prizonieri, potrivit oficialilor de la Kiev. Moscova susține că atacurile forțelor armate ucrainene au fost respinse. În ultimele 24 de ore, rușii au lansat 84 de atacuri asupra orașelor și satelor din regiunea Zaporojie, aproape de linia frontului. În replică, ucrainenii ar fi atacat pozițiile rușilor din regiune, fiind difuzate doar secvențe audio.
De altfel, regiunea Zaporojie, parțial ocupată de ruși, s-ar afla pe harta contraofensivei ucrainene. Statul major de la Kiev a publicat un video sugestiv în care arată mai multe trupe care se pregătesc să recucerească Zaporojie. De pe celălalt mal al râului Nipru, rușii au lovit în această dimineață una dintre instituțiile de învățământ din Herson. Clădirea a fost grav avariată, dar nimeni nu a fost rănit. La rândul lor, rușii spun că armata Ucrainei a lovit azi dimineață regiunea Lugansk, avariind fosta școală de aviație militară din oraș, fără a provoca victime. Presa rusă scrie că ucrainenii ar fi folosit în atac o rachetă cu rază lungă de acțiune Storm Shadow, primită recent de la britanici. Între timp au apărut noi imagini îngrozitoare din timpul atacului de vineri asupra orașului Hmelnitsk, când rușii se pare că au lovit un depozit de rachete și muniție al ucrainenilor. Detonarea armamentului a provocat o explozie asemănătoare ciupercelor nucleare. De altfel, Ministerul Rus al Apărării a publicat azi imagini cu lansarea rachetelor Iskander asupra infrastructurii Ucrainei. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, valurile din ce în ce mai dese de atacuri cu drone și rachete rusești fac probabil parte dintr-o nouă campanie aeriană a Moscovei, care are ca scop degradarea capacității ucrainenilor de a desfășura operațiuni de contraofensivă pe termen scurt. Forțele rusești au efectuat cel puțin 10 serii de lovituri pe întreg teritoriul Ucrainei, începând cu 19 aprilie. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, ar fi grav bolnav. El nu a mai fost văzut în public de 6 zile, iar presa de opoziție din Belarus scrie că acesta ar avea probleme cu inima și ar fi fost internat într-un spital de lângă Minsk. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, care nu a mai fost văzut în public de marți, nu a apărut nici ieri la o ceremonie desfășurată în capitala Minsk, declanșând speculații că acesta este grav bolnav. Agenția de știri de stat Belt a difuzat imagini cu premierul din Belarus, care a citit un mesaj din partea lui Lukashenko. Belta nu a oferit niciun motiv pentru absența lui Lukashenko la 5 zile după ce acesta a apărut că nu se simte bine și a lipsit de la o parte din evenimentele desfășurate la Moscova de ziua Victoriei, 9 mai. Potrivit postului de știri al opoziției Euroradio, Lukashenko ar fi ajuns la spital sâmbătă seara, timp în care accesul la clinică a fost închis, iar drumurile către aceasta au fost păzite de forțe înarmate. Jurnaliștii scriu că ar fi vorba de probleme cardiace și endocrinologice. O publicație online în rusă a citat un membru de rang înalt al Camerei Inferioare a Parlamentului Duma, Constantin Zatulin, care a declarat că Lukashenko s-a îmbolnăvit pur și simplu și probabil are nevoie de odihnă. Biroul de presă al lui Lukashenko nu a făcut până acum niciun comentariu cu privire la starea de sănătate a acestuia. Descris adesea în Occident drept ultimul dictator al Europei, Lukashenko, în vârstă de 68 de ani, conduce Belarus din 1994, de atunci fiind reprimată orice revoltă sau acțiune antiguvernamentală. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky își continuă turneul în Europa pe care l-a început sâmbătă. De la Berlin, el a ajuns noaptea trecută la Paris, unde a fost întâmpinat de omologul său. În urma unei cine, liderul francez Emmanuel Macron a anunțat că țara sa urmează să formeze și să echipeze mai multe batalioane ucrainene cu zeci de vehicule și tancuri ușoare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se află în vizită oficială la Paris, a doua de la începutul războiului. El a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron pe treptele Palatului Élysée, iar Garda Republicană i-a prezentat onorul. Apoi a urmat o cină de lucru la care cei doi lideri au discutat pe mai multe subiecte, cum ar fi nevoile urgente umanitare și militare ale Kievului, noi sancțiuni pentru Rusia, dar și continuarea întăririi legăturilor între Ucraina, NATO și Uniunea Europeană. În plus, Macron a anunțat că în următoarele săptămâni Franța va antrena și va echipa mai multe batalioane cu zeci de vehicule blindate ușoare și își va concentra eforturile pentru a sprijini capacitățile de apărare aeriană ale Ucrainei. Parisul
a livrat deja sisteme antiaeriene cu rază scurtă, dar și cu rază medie de acțiune, iar acum, împreună cu Italia, examinează livrarea unor sisteme sol-aer mai sofisticate. De altfel, Zelenski a avut un weekend plin. Sâmbătă s-a întâlnit la Roma cu premierul și cu președintele Italiei, dar și cu Papa Francisc. Duminică, liderul ucrainean a ajuns la Berlin, unde a fost primit de omologul său german, dar și de cancelarul Olaf Scholz. Vizita vine în contextul în care Germania a anunțat un nou pachet militar în valoare de 2,7 miliarde de euro. În Germania, Zelenski a primit premiul Carol cel Mare, rezervat personalităților care promovează cel mai mult unitatea europeană. În timpul ceremoniei, când Zelenski ținea un discurs, premiul a căzut, iar președintele ucrainean a ironizat momentul. Da, Russians. De la Paris, astăzi, liderul ucrainean a ajuns la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul britanic Rishi Sunak. Și-au colorat curtea blocului în care locuiesc la propriu. Mai mulți locatari au renunțat la locurile de parcare și și-au amenajat o zonă de odihnă în fața clădirii. Am vopsit acest culori și toți din acest bloc am ajutat la vopsirea terenului pentru copii și de făcut aceste mese frumoase. De ce au decis să facă asta și cum le-a reușit, aflați în câteva momente. Președintele Turciei va fi ales cel mai probabil într-un al doilea tur de scrutin. După numărarea majorității voturilor, niciunul dintre candidați nu a obținut peste 50%. Președintele Erdogan a câștigat parlamentul în ciuda așteptărilor contrare și a obținut rezultate mult mai bune în primul tur de scrutin prezidențial decât au prezis sondajele. După numărarea peste 99% din voturi, Recep Erdogan este la doar o jumătate de procent de un nou mandat de președinte. El are 49,34% din opțiuni, conform rezultatelor anunțate de Comisia Electorală. Marea speranță a opoziției turce, Kemal Kılıçdaroğlu, a primit 45% din voturi, deși în ultimile sondaje era dat ca învingător din primul tur. Vorbind în fața susținătorilor din Ankara, Erdogan a declarat că va respecta decizia națiunii în cazul în care cursa va ajunge la un al doilea tur de scrutin. Milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Rivalul lui Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, a transmis că voința de schimbare va fi mai mare de 50% în turul 2. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Candidatul de pe locul 3, naționalistul Sinan Ogan, a transmis că va anunța pe cine va susține în turul 2 după deliberări interne cu partidul său. Erdogan și Kılıçdaroğlu vor căuta să obțină susținerea lui Ogan, care a obținut 5,21% din voturi, suficient cât să încline balanța. Prezența la vot a fost masivă, de 88%, dar de subliniat că în Turcia prezența la vot este obligatorie prin lege. Analizând rezultatele primului tur, observatorii politici spun că Erdogan se confruntă cu cel mai mare test al carierei sale și că Kılıçdaroğlu are o șansă reală de a-l învinge în turul 2. Ei spun că votul reflectă nemulțumirea populară față de situația economică și socială din Turcia și dorința de schimbare după două decenii de domnie a lui Erdogan. Mai multe agenții de presă au catalogat alegerile din Turcia drept cel mai important vot din lume. Potrivit The Economist, Turcia e țară cu importanță strategică, politică, militară și economică, iar cursul alegerilor va determina viitorul acestei țări și al lumii. Rezultatele scrutinului din cea de-a doua țară ca mărime din Europa sunt așteptate cu interes în toate capitalele lumii. Tayyip Erdogan, care timp de mai bine de două decenii a fost stăpânul absolut al scrutinelor din Turcia, acum ar putea să cadă. Erdogan a devenit un gigant politic, remodelându-și țara mai mult decât orice alt lider și este greu de crezut că acum își va recunoaște înfrângerea, spun analiștii. Cei care au urmărit ascensiunea lui Erdogan în ultimele trei decenii susțin că acesta va lupta prin toate mijloacele pentru a păstra puterea. I think that after 21 years, the Turkish president has a very important legacy and I don't think he
do anything or allow anyone else to do anything to tarnish his legacy. Dacă va pierde scrutinul, Erdogan ar putea să nu recunoască rezultatul, la fel cum a făcut partidul său în 2019 când a pierdut alegerile pentru primăria Istanbulului în al doilea tur. I think still there is much hope in the country in terms of bringing down an autocrat of 20 years. Erdogan a acumulat puterea în jurul său, a întemnițat criticii și opozanții și a făcut presiune asupra presei, sistemului judiciar și economiei. Erdogan makes all decisions alone and he doesn't let anyone tell him that he might make mistakes. Susținătorii și chiar criticii liderului spun că Erdogan și-a lăsat amprenta și prin creșterea profitului Turciei ca putere regională și prin ridicarea interdicției de a purta vălul, ceea ce a permis femeilor conservatoare să lucreze în sectorul public și să urmeze liber cursurile universitare. Dar pentru critici, alunecarea spre un regim autocratic a devenit tot mai flagrantă. Erdogan doesn't accept the fact that democracy has been deteriorating in Turkey and that the young people are in a worse off situation than they were economically compared to 10 years ago. O înfrângere a lui Erdogan ar putea duce Turcia înapoi la trecutul său mai laic și mai democratic, pe care Kılıçdaroğlu a promis să îl reînvie. Analiștii spun că Ankara va acționa imediat pentru a-și normaliza relația cu NATO și chiar ar putea renunța imediat la opoziția față de aderarea Suediei și relațiile cu UE se vor îmbunătăți. O victorie a lui Erdogan, spun criticii, ar putea anunța o și mai mare reprimare a dușmanilor politici și a instituțiilor independente rămase, iar partenerii occidentali vor trebui să gestioneze o ruptură continuă. Cel mai amplu festival al tradițiilor românești, care a avut loc pentru prima dată la Chișinău, s-a încheiat. Timp de 3 zile, vizitatorii au avut ocazia să cunoască mai multe despre îndeletnicirile cele mai străvechi de pe ambele maluri ale Prutului, dar și să confecționeze sau să-și cumpere diferite lucruri făcute manual. Șerban Kerciu a venit tocmai din Nerejul, județul Vrancea, pentru a-și arăta îndeletnicirea pe care a moștenit-o de la tatăl său. Confecționăm măști tradiționale din măști vrâncene. La o mască de lemn fac 2 zile. Uite cum îi pare asta. Asta aruncă duhurile rele. Meșterul popular ne-a și demonstrat cum se fac măștile din lemn, care au fost destul de solicitate la Chișinău, spune el. Prima dată o cioplim așa. Așa o șoptim din... Ăsta e extensă moale, e salte. Facem și de plop, chei, arin, așa. Și după asta vine, o sculptez. Îi fac dință, cum îi fac eu dință aici, așa. Așa, de aici, pe la gură, nas, ochi, și după aceea îi pun... Coarne de berbeci, natural, cu alea piele de capră. Vizitatorii au putut să-și pună masca pe față, dar și să-și achiziționeze una. Sunt adepta la tradițiile acestea vechi, ce țin iată de mișteșugurile de tradiționale. Ar și vrea, știți, ca să o am așa undeva, să-mi am totuși ceva deosebit, ceva autentic, așa să zic, da? Da, care îți amintește de trecut, de... strămoșii noștri. Pe lângă meșterii populari veniți din România la festival și-au expus lucrările și cei din Republica Moldova. Lidia Bojescu a venit din satul Merenea Nenii Noi cu diverse cămăși tradiționale. O cămașă chiar alaltă ieri dimineață l-am terminat-o. Mi-a luat 1 an și 3 luni, foarte multe cusături. Prețurile sunt de la 1.500 până la 3.500, asta la mașină. La de mână, bineînțeles că îți primești 15-20.000. Cei care au venit la cel mai amplu festival al tradițiilor românești de la Grădina Botanică spun că au rămas încântați să vadă atâția meșteri populare în același loc, atât din România cât și din Republica Moldova. Mi-a plăcut mult, lucrări interesante. Am venit cu copiii, cu clasa, pentru copii, ca să vadă toate tradițiile românești. Lucrările cu lemnul mi-au plăcut mult și hainele tradiționale. Что вам понравилось? Все понравилось. Детям очень нравится все. Мы купили детские такие побрякушки.
больше ничего. Просто смотрим, нам нравится национальная одежда. Și ce fel de festival fără bucate alese și băuturi răcoritoare. Comercianții și-au încins grătarele la turații maxime. Festivalul tradițiilor românești și-a deschis vineri ușile pentru vizitatori. În fiecare seară, pe scena instalată acolo, au urcat artiști din Moldova și România, precum surorile Osoianu sau Loredana. Festivalul tradițiilor românești a fost organizat pentru prima dată la Chișinău. Au transformat o parte din parcarea blocului într-o zonă de odihnă. Locatarii unui bloc de locuit din sectorul Buiucan al capitalei au pus mână de la mână, au vopsit asfaltul, au cumpărat și instalat mobilier urban și au plantat flori. Totul a fost posibil după ce anul trecut a fost votată legea condomeniului, ce le permite locatarilor să ia decizii referitor la amenajarea curților în care locuiesc. Locatarii blocului de pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al capitalei s-au mobilizat de la mic la mare și au amenajat o zonă de odihnă în fața clădirii din contul a 7 locuri de parcare. Aceștia au vopsit asfaltul în culori aprinse, au instalat mobilier urban creat din paleți și au sădit flori. Am vopsit aceste culori și toți din acest bloc am ajutat la vopsirea terenului pentru copii și de făcut aceste mese frumoase. Este foarte colorat, frumos. Copiii sunt fericiți. Locatarii au luat această decizie astfel încât copiii din zonă să petreacă timpul la terenul de joacă în siguranță. De fiecare dată când ieșeam afară era cam periculos zona asta, pentru că multe ori zona asta era traversată de mașini. De fiecare dată trebuia să avem grijă că copiii să nu fie loviți de vreo mașină. Inițiativa a fost privită cu ochi buni și de către persoanele în etate. Eu locuiesc la etajul 2 și noaptea aici mergeau mașinile ca... Шумахери пейджа, știți, așa, traversau, nu puteți să te odihnești, dar mă, așa e liniște și e bine. Sunt mulțumit, dacă ies și eu, mă uit copiii cum se joacă, prindesc și eu plăcere, că e liniște și e bine, e frumos, e aranjat. Oamenii au blocat accesul mașinilor cu ajutorul ghivecelor de flori. Imediat după ce zona a fost amenajată, locatarii au organizat un eveniment distractiv pentru copii. Aceștia au adus un urs uriaș și au instalat temporar o tejghea cu înghețată. Totul a fost posibil după ce oamenii au început să implementeze legea condomeniului votată anul trecut de deputați. Asta le permite asociațiilor de locatari să își amenajeze curtea dacă acumulează voturi suficiente din partea celor care locuiesc în clădirile pe care le administrează. Sigur că noi ne-am dorit această schimbare pentru că suntem 270 de apartamente și practic fiecare apartament are câte 2-3 copii și spațiul care era inițial era prea mic. Și iată, am găsit această soluție. Inițiativa aparține administratorului Asociației de Locatari, spațiul fiind renovat din fondul lor de rezervă. Totodată, oamenii și-au elaborat un regulament intern. Care permite din acest moment să aplicăm anumite sancțiuni celor care au rea intenție și nu respectă anumite reguli impuse către toți locatarii. Ce ține de curățenie, ce ține de plimbatul câinilor sau despre anumite lucrări inginerești. Oamenii au stabilit o amendă de la 500 de lei în sus pentru cei care nu respectă regulile, iar banii încasați vor fi investiți în amenajarea spațiului. Administratorul asociației afirmă că pentru a face aceste schimbări a depus un demers la primărie. După ce primesc un răspuns de la autorități, locatarii elaborează o schiță de proiect, care ulterior este coordonată cu pretura de sector și cu direcția arhitectură a primăriei. Ulterior, locatarii pot începe lucrările. Noi vrem să ne simțim cumva o comunitate care gestionează tot acest spațiu și nu așteaptă să vină cineva de sus, de la primărie sau de la guvern să ne amenajeze. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!